Adică dacă Rashid de aici ar face vloguri de o oră jumate. Pentru cine munca? E un personaj foarte interesant. Fac manicură pedicură. Manicură pedicură, frizerie, coafură. Caz rău de tot când îl vezi așa din afară. Sunt frizer, sunt coafor. Ești coafor? Nu, coafor. Stilist. Erau niște desene când eram mai mic. Nici de Caterinca, nu-mi convine, frate, nu vreau. Orășelul Lene și era un uzighe acolo. Dacă nu vreau, nu vreau. Ce? Și era al meu, al meu, tot ce vedea era al meu, al meu. Așa e și Lica. Azi zic că pleacă acasă mâine dimineață. Dar mă, acolo mă las, mă, m-am tuns, m-a făcut gigolo. Am făcut o citronadă adevărată. De ce, Dumnezeu, de ce? Nu parcă-l văd. Vine Lica, te ceartă, nu știu cum să-l iau. Mă cer cu toată casa? Păi dacă nu mă suportă, eu de ce să-i suport? E el împotriva lumii și atât. Bă, de, n-am cu cine ești să fac. Și toată are ceva cu Lică, însă de fapt n-are nimeni nimic cu Lică. Efectiv, e doar atitudinea lui iritantă față de restul oamenilor, atât. Dar de ce ești așa nervoasă? Hai, pleacă, ieși, că nu te mai suport, nu să mai te văd. Du-te și lasă-mă. Îl pun acolo lângă Superman, Batman, dar el e stressman. Narcisa! Lică, du-te, lasă-mă, că am nervi. Narcisa, e nervoasă. Eu am vrut. După n-am mai vrut, după n-am mai vrut eu, de fapt. E ca uraganul ăla, Lică. Când vine Lică, s-a terminat toată șmecheria. It's over. Știi ceva? Mă doare la Vasilică pe mine. Simplu, simplu. Dacă publicul mă vrea să mă vadă aici în competiție, sau aici, poate să fie... E în top 3 cei mai nervanți oameni pe care am cunoscut în viața mea, jur. Pe locul 2. Lică fără frică. Combat logică. Lumea te consideră haios și totuși, uite că mai și enervezi unii concurenți. Dar n-ai cum. Ăsta sunt, nu joc niciun rol, nici n-am fețe, când mă enervez, mă enervez. Uneori chiar încerc să-mi păstrez calmul. Ești real, ceea ce e un lucru foarte bun. Da. Ce? Băi... Ce facem aici? Vorbim toți, suntem la cloacă, ce e asta? Hai să o luăm pe rând. Ia zi, Cătălina, ce ai de spus? Nu, a zis... Nu, ce nu? Nu începe cu nu. A zis Narcisa, tu ai față și Enzio parcă spuneai că nu mai îți dai cu părerea astăzi, Narcisa. Mi-a schimbat Mircea starea. A fost prea mult la materialul ăsta. Ia zi, Mircea, ce-ți veni să faci astfel de comentarii? A fost întrebat de, nu știu, părerea mea, legătură cu Lică în relație cu casa și... Eu am zis și material că omul are intenții bune, însă felul în care le transmite e greșit într-un fel, știi? Dar poate și felul în care le percepeți voi e greșit? Ideea e foarte simplă. Când trei oameni, nu știu, un, doi, trei oameni au o problemă cu tine, poate nu e la tine problema, însă când trec de 10 persoane, trebuie să spun niște semne de întrebare. Tu. Și să vezi la tine, prima dată să schimbi la tine și după să... blamezi pe restul. Asta. Așa, Mici, acum spui tu, nu că n-ai dreptate, dar dacă m-am comportat frumos, ai văzut că odată, domnule, știi că vin voturile. Înțelegi? Eu de voturi nu vreau. Eu de voturi vreau nu vreau să zic să de comportament. Nu mă privește. Nu. Vorbesc de comportament, adică că nu încerc să fii, nu să încerc, adică să fii mai nepăsătoră, pot să zic, adică las lucrurile așa cum sunt, nu? Mi se pare mie, domnule, că e apă sau că nu știu ce, mizerie, tac din gură. Dai mă că Lică are o strategie, Lică vrea să facă cine știe. Nu, domnule, eu sunt în topor, am ceva de să zic, nu poți să-mi spui ce vrei tu. Dacă eu îmi dau cu părerea, dar nu-mi dau cu părerea fără să nu am dovezi niciodată. Foarte rar, adică nu mă iau de omul ca boala de omul sănătos. Niciodată nu o să fac lucrul ăsta. Mi-ai spus ceva și eu când văd, când prind ocazia, când observ ceva, zic. Dar de ieri până astăzi te înțelegi mai bine cu oamenii din casă sau nu prea e aceea situație? 50-50, să nu fiu, 50-50. Da, să nu mint. Și mai am încă ceva, când ieri iar m-ați întrebat despre dacă face teatru, nu știu dacă am argumentat corect, dacă putem vedea filmul, îți spun că nu mă simt eu bine, că nu știu cum am interpretat cu teatru și mă simt prost eu. Este, că joacă teatru. Da, dar nu știu, m-am referit, cred că la Ionuț, zic că nu eram, nu mai țin minte atunci, dacă văd filmulețul la cine m-am referit, chiar am și puțin agitat, pentru că nu vreau să mint, să zic ceva despre, am zis Petronela, dar poate m-am referit la ceilalți, le-am zis, le-am pus Petronela, un fel de întrebare. Ionuț, mai are rost această discuție acum? Nu, vreau să zic Ionuț, despre mine. V-ați simțit în vreun fel unul dintre voi doi? Nu, e în regulă, atunci. Eu mă simt prost pentru că am zis că Petronela... De era fapt... o situație stresantă, da, da, și am plină zis... de nervi, de emoții, de diverse și da. Fiecare reacționează cum poate. Da. Am înțeles că a fost o situație specială, nu cred că ți-a luat-o nimeni nume de rău. Dar m-am explicat când am spus atunci, de exemplu, acum credeți că joacă și el un rol? Eu m-am referit, de fapt, cred că la Ionuț când am zis atunci.
un fel de întrebare a fost. Nu am zis, vezi că joacă și el un rol. Am înțeles. Asta pentru că mă simțeam eu, nu mă simțeam ești bine. Ești în regulă? Vrei să îi reproșești ceva lui Ilică? De bun. Mă simt eu prost pentru că... Păi nu te mai simți, că ți-atragi... Oricum sunt bine. Îți atragi karma negativă, n-are sens. Hai să rămânem pe energie pozitivă astăzi, vreți? Da, da. Sperăm. Și dacă tot vorbeam de energie pozitivă, cine cu cine s-a certat azi de dimineață? Nu știu. Azi dimineață nu? Nu știu. A, poate eu. Narcisa? Nu știu. Nu știu cu care. Nu știu cu cine. Măi, Narcisa, de ce te cerți cu toată lumea? Ce e cu tine? De ce te cerți cu oamenii? Narcisa, nu mai suport pe Lică când îl văd pe Petronila.